Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara, stimați spectatori și telespectatori. Bine v-am găsit la conferința de prezentare a rezultatelor preliminare a sondajului After Poll pentru alegeri prezidențiale turul 2. Eu mă numesc Valeriu Pașa, sunt manager de programe în cadrul comunității watchdog.md și voi modera această prezentare. O scurtă introducere. Acest sondaj, la fel ca și cel din primul tur și sondajul preelectoral pe care l-am prezentat luni, este realizat în cadrul unui proiect comun implementat de comunitatea watchdog.md, Institutul de Politici Publice și un grup de experți din societatea civilă, în parteneriat cu compania CBS Research. Scopul proiectului este de a realiza aceste sondaje, de a contracara manipularea opiniei publice prin sondaje contrafăcute sau realizate necalitativ și de a contribui la integritatea procesului electoral. Proiectul este susținut financiar de către European Endowment for Democracy și Ambasada Țărilor de Jos în Republica Moldova, pentru care le mulțumim foarte mult. Iar partener media al proiectului este agenția de presă Infoprim Neo și le mulțumim foarte mult pentru că ne-au ajutat în comunicarea cu mass media. În cele ce urmează, o să-i ofer cuvântul colegului Vasile Cantargi de la CBS Research pentru a prezenta rezultatele prealabile, după care fiecare dintre colegii prezenți aici vom comenta aceste rezultate. Și vă amintesc că la orele 22:00 vom prezenta și rezultatele finale, pentru că cele care le prezentăm acum nu includ toate chestionarele care vor fi încă colectate până la 21:30. Vă mulțumesc. Domnul Cantargi, vă rog. Mulțumesc, domnule Pașa, doamnelor și domnilor. Sondajul pe care l-am numit After Poll. Vă reamintesc că în primul tur al alegerilor pentru prima dată în Moldova, ținând cont de situația pandemică, am decis să colectăm datele despre cum au votat oamenii prin intermediul apelurilor telefonice. În câteva cuvinte vă reamintesc metodologia. Deci datele, sondajul se include interviuri realizate cu cetățeni cu drept de vot, adică în vârstă de 18 ani, care în ziua alegerilor se aflau fizic în Republica Moldova. Deci datele nu reflectă în niciun fel rezultatele alegerilor în diasporă și rezultatele alegerilor cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului. În total am reușit să contactăm până la ora 20:00 5212 persoane, din care 2904 la momentul contactului deja votaseră. Din 2904 au acceptat să ne spună cu cine au votat 1983 persoane. Ori rata de refuz la această întrebare a constituit 28%. Ne bucurăm totuși să constatăm că aceasta a scăzut în primul tur. Avusem rata cu 10% mai mare, această rată de refuz. Marja de eroare pentru un asemenea eșantion constituie 2,2%. Rezultatele care urmează să le prezentăm sunt estimate în baza, repet, doar a 72% din respondenți. Deci, aceștia fiind respondenții care au acceptat să ne spună cu cine au votat. Așadar, stimați concetățeni, în turul 2 ai alegerilor, pe primul loc se plasează candidata Maia Sandu cu 54,7%, pe locul 2 cu 45,3% actualul președinte, domnul Igor Dodon. Repet, aceste estimări vizează doar votul acordat în interiorul țării, nu reflectă în niciun fel votul din diaspora și din stânga Nistrului. Care este profilul votanților?
nu s-a schimbat considerabil față de primul tur al alegerilor. Igor Dodon obține majoritatea voturilor în următoarele grupuri sociodemografice. Persoanele de 60 ani și mai mult, 58%, cu un nivel de studii scăzut, 52%, populația rusolingvă, 84%, și-au acordat voturile pentru Igor Dodon, cetățenii din regiunea Nord, 51%, și cetățenii din regiunea Sud, 55%. În toate celelalte grupuri sociodemografice, cele mai multe voturi au obținut Maia Sandu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cantarji, pentru prezentare. Reiterăm, acestea sunt datele prealabile, adică cele chestionare care au fost colectate până la ora 20:00. După cum știm, după ora 8 s-a mai votat, respectiv la 10 seara venim cu datele precizate. Reiterăm, astea sunt doar datele pentru cetățenii din interiorul țării, fără diasporă și fără cetățenii din regiunea transnistreană, pentru că pe ei nu îi putem contacta telefonic. Având în vedere și datele privind prezența, inclusiv la secțiile de vot deschise peste hotare pentru diasporă, la această etapă putem deja afirma cu destul de multă încredere că doamna Maia Sandu a câștigat aceste alegeri. În cele ce urmează o să ofer cuvântul colegilor de la stânga la dreapta să comenteze, domnul Ștefan Gligor, avocat și expert în politici publice. Stimați prieteni, astăzi este o zi istorică, indiferent de rezultate. Se pare că astăzi noi am învățat să ne mobilizăm ca societate, ca cetățeni, ca stat. Și în acest context, în primul rând vreau să felicit toată lumea, în primul rând vorbesc de cetățeni, să felicit cetățenii noștri cu acest exercițiu și capacitatea incredibilă de mobilizare. Este important să, încă o dată să reiterăm că această evaluare, acest sondaj nu include diaspora și într-o mare măsură nu include stânga Nistrului și datele respectiv vor fi recalculate în considerația acele cifre și în final vor fi diferite. Eu sper foarte mult că rezultatele afișate nu vor fi afectate grav de acele fraude și încălcări, multiple fraude și încălcări pe care le-am văzut astăzi și fac cu această ocazie apel la calm și la rațiune în rândul organelor de stat care sunt responsabile de asigurarea bune desfășurări acestui exercițiu electoral până la sfârșit, precum și prelucrarea datelor într-un mod transparent, corect și onest. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grigor. Domnul Arcadie Barbroșe, director al Institutului de Politici Publice. Mulțumesc, domnule Pașa. Ce aș putea să mai spun eu aici? Haideți să vedem rezultatele acestei finale, 50, semifinale, de la ora 8, 54,7%, vei să vede 45,3%. Cum s-ar putea ele schimba, ținând cont de votarea în diasporă? Doar foarte aproximativă, pentru că noi nu știm încă cum a votat diaspora, deși sigur că presupunem că voturile au fost masive pentru Maia Sandu, dar din 1.000.000 și aproximativ 630.000, să zicem că 40.000 cât votează aici în Moldova, diferența este de aproximativ 10%, ceea ce este aproximativ 163.000. Ar putea domnul Dodon să câștige aceste alegeri dacă ne uităm la aceste diferențe? Eu personal cred că nu este posibil pentru dumnealui și de aici revine o concluzie. Eu cred că domnul Dodon ar trebui să se împace cu aceste rezultate, ar trebui să o felicite pe doamna Maia Sandu și să
predea încetişor puterea doamnei Maia Sandu. Nu vine decât să o felicit aici pe doamna Maia Sandu, dar se pare că ea câștigă aceste alegeri anticipat. Și ce aș vrea să mai spun aici încă, sigur că noi am vrea să mulțumim finanțatorii în primul rând al acestor două proiecte, asupra cărora noi vom continua să lucrăm în continuare, mai facem încă sondaj în sfârșitul ianuarie-februarie aproximativ, să vedem ce vom face mai departe și ne vom vedea care vor fi atunci rezultatele acestor alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Barbroșe. Domnul Victor Ciobanu, expert economic și politic. Am să preiau ștafeta de la domnul Barbaroși. Această diferență de 10% care este atestată la această oră, cu siguranță va mai crește între cei doi candidați, evident în favoarea doamnei Sandu, și în următoarea secvență, când vom demonstra datele finale, ea va fi un pic mai mare. Luând în calcul și rezultatele diasporii care vor veni pe parcurs, cu siguranță vom aștepta cu toții să vedem și datele oficiale, vom constata că această diferență va deveni dintr-una mare deja în una uriașă. Și aici vin cu o constatare că președintele încă actual Igor Dodon a pierdut lamentabil acest referendum privind încrederea pentru toată activitatea sa care a efectuat-o pe parcursul acestor 4 ani. Acesta este rezultatul muncii lui. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ciobanu! Aici încheiem conferința și vă invităm să fiți alături de noi și la ora 22:00, când vom prezenta rezultatele finale.